Doliu în lumea literaturii. Un cunoscut scriitor și criticul literar, director istoric al Târgului de Carte și câștigător al premiului Strega, Ernesto Ferrero, a murit la vârsta de 85 de ani. Intelectual complet, scriitor, observator acut al societății, ani de zile, din 1998 până în 2016, alături de președintele Ronaldo Picchioni, a condus Târgul Cărții. A colaborat mult timp cu La Stampa. A sa a fost o cultură profundă pe care a expus-o într-un mod discret și amabil. Ura excesele toate. Dar era un maestru al ironiei ușoare. Un torinez, un domn din altă epocă, Ernesto Ferrero părea făcut din mercur. Până să împlinească 80 de ani, sub bolțile Lingotoului. Putea să meargă 30 de kilometri pe zi. Îl vedeai trăgând dintr-o cameră în alta cu viteza unui sprinter, pentru că nu voia să rateze nicio prezentare, să răsfețe toți autorii. Ferrero s-a născut la Torino în 1938. Și încă din adolescență a înțeles că literele și limbile lumii vor fi pivotul în jurul căruia se va învârti întreaga sa viață. A debutat în lumea literară în 1963 ca șef al biroului de presă al editurii Naudi. La sfârșitul anilor 1970 a devenit directorul literar al acesteia, iar apoi, din 84 până în 89, director editorial. Alte experiențe de lucru l-au văzut pe poziții de vârf la Boringer, Garzanti și Mondadori. Critic literar rafinat. Traducător, dar mai ales autor. În 2012, președintele Napolitano i-a acordat onoarea de comandant al Ordinului Meritul Republicii Italiene.